Eu vă salut, stimați prieteni, всем привет. Так, să văd, есть конекшене, парк есть. Ребят, короче, вас салут, ден ватра. Прошел ватра, муниципил и кишнал. Hai că eu tot înțeleg că nu a fost nicătând chiar alertă că o să fie ploi nebuni, că se așteaptă ciclone, îi spune eu, tsunami, uragan. Și nu era pregătit țara, nu s-a făcut comisie situații excepționale. Alaltări, când era clar ca bună ziua ce se va întâmpla ieri. Această comisie nu a fost făcut. Ieri am văzut că domnul prim-ministru, ca președinte comisie situații excepționale, eu chemat PTS și organizat. Băi, băieți, eu n-am văzut tractoare. Ele trebuiau și pregătite de alaltări. Tractoare, tehnică specială. Vă știți, toate țările, toate locurile problematice a municipiului Chișinău. Unii deja puteți fi tehnică specială organizat de această comisie situații excepționale ca scoat șoferii care cumva și-au inundat mașinile și așa mai departe. Ok, nu vă duc capă alaltări. Băi, dar ieri, vă trecut ziua de ieri, azi ploaia continuă, poftim vatra. Am venit la groapa care era plină cu apă și nu era nici o claritate că era plină cu apă. Vă arăt și ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare. E iarăși, de pe traseul național Chișinău-Ungheni, drumul spre Strășeni de la Sculeanca, cam mai simplu m-a înțeleg Chișinău-Ungheni. Asta este unicul drum de acces către lacul Ghidighiș. Pensiunile, casele private a oamenilor care trăiesc acolo, au unică cale de acces, acest drum. Uitați-vă, după 24 de ori se întâmplă aici. S-a pus o lentă, ok, poftim. Groapa, adâncimea e deja de acolo în vale, e vreo 3 metri jumate. Și drumul continuă să prăbușească. Uitați-vă. Uitați-vă ce se întâmplă. Dumneavoastră, înțelegeți? Deci dacă se prăbușește și partea asta, mai ales când cineva se meargă cu un copil, Doamne ferește, eu pe tata mâine la dializă, a să-l duc în braț, nu-i problemă. Sunt eu, sunt băieță, a să trecem aici pe jos. Dar și fac așilanți care aici trăiesc, chiar că uitați-vă, tot se duce, se rupe și betonul. Aici doar trebuie să fie adusă 7-8 mașini de petriș, de băgat în această groapă, ca să nu se prăbușească tot drumul și când ploie, apa stragă ca să stupere gaura asta, că acolo apa se duce și ies cu 100 de metri mai la vale. Iată aici adâncimea, încă o dată vă spun, este 3 metri jumate. Poftim. Uitați-vă cum spală și cum a să duc tot drumul ăsta și această stradă, unică cale de acces pentru toți locuitorii din Vatra care trăiesc pe malul dinspre traseul lacului Ghidighiș, n-aș poate duci copchii la grădiniță, n-aș poate treacă ambulanța, Doamne ferești, se întâmplă cu cineva. Băi, băieți, asta e normal după 24 de ore. Ieri am mai avertizat autorități, vezi, trebuie și o țavă de gaz, piși, care dacă chic asfaltul este și petriș peste dânsul, apă când a să buhnească odată, apă să ardă tot malul ăsta. Uitați-vă ce se întâmplă. Nu poți cobori acolo, că s-l-a uscat și botele, dar văd, cred că dumneavoastră înțelegeți despre ce este vorba. Poftim, apșoară în șerșor merge, se duce, se prăbușește tot. Vă dați seama că acolo e boșter. Pajalost. O rămas un metru de drum. Întreg. Care este, cred că dacă azi mai plouă, leacă nu va exista. Dacă spune ieri, azi dimineață, 10 mașini de petriș, merge cu tractor de câte ori pe dânsul, apa atrage petrișul și ceva zduce și în aceea gaură și al mai important nu se prăbușă drumul ăsta pentru care pe urmă trebuiască milioane de lei ca să fie construit din nou. Of, nu știu cine mă privește din autorități, sper că măcar și care din cauza că suntem în campanie electorală vor raporta autorităților, voi băieți. Doar nu e nimic complicat. Că ieri eu nu m-am zis că să cumpăr piatră să o fac eu, imediat m-a sunat avocat, zăcrinat. Orice donație în câmp campanie electorală o să fie un temești scoată din alegeri. Nu fă greșeală asta ca să știi, bă, but răsmotrină că pot cupi zbiratele, înțelegeți?
Eu am și să fac, spuneți vă rog. Despre faptul, deci eu am nimerit în capcana asta lor prostească cu legislația, eu nu pot să o fac, n-am dreptul, că e cumpărarea legătorilor, dacă o fac, și ei tot nu o fac. Nicătând că eu vreau să o fac din banii personali. Pur și simplu, astăzi, în campanie electorală, mi este interzis să cheltui bani personali. Înțelegeți, sunt și capcană prostească, a nimerit eu. Chiar a făcut ieri și uitat. Dar despre ce se ocupă ei amu în campanie electorală, că n-au timp să ocupe cu problemele care sunt în țară. Uitați-vă la orele 20.00, emisiunea cu moderatorul Gheorghe Gonță. Azi vă puneți mâinile în cap. Dar cel mai important, ca să-și pui mâinile în cap, așa care astăzi pe noi ne conduc. Tovarăși spun, Andriuh, hai că eu înțeleg că aici nimeni n-a să dă atcat la gaz. Dar te rog frumos, eu n-am dreptul azi legal. Dar și pentru voi să aduceți 10 mașini de chiatră. Dacă voi însemnați ni cumva, semnăm un document, că nu o să fiu scos din alegeri, o fac eu, încă o dată vă spun. Groapa deja de 3,5 metri, încă o dată. Dacă înțelegeți ce se întâmplă aici. Ce să facem oameni buni în țara asta de nebuni? Înțelegeți? Care pe noi ne conduc. Că eu când apăreau probleme de genul ăsta, s-au mai întâmplat. Și în municipiul Bălăs, că te-am prea, le hotărăm singur. Aici eu astăzi, avocații de la partid spui, Renat, ni în coem случае. Nu mă iert un live, ai declarat. Că cauți pe 3 și șeri la oameni adresele unde se vinde, deodată o sursă de-a noastră, normală, în rândul oamenilor buni, a zis, Renat, gata s-o dat indicația să documenteze dacă tu aduci, să facă evaluare cât coasă și a să fie considerat ca cumpărarea voturilor, alegătorilor. Scrieți, vă rog, în comentarii, și facem în situația de astăzi, oameni buni, încă o dată. Iată și de făcut în situația asta. Când eu n-am dreptul legal, dar ei nu fac statul. Вы понимаете, что то, что происходит, это просто какой-то трындец. Я сейчас покажу вам дальше, что происходит. Прогуляемся, ребят. Пожалуйста. Вот. Вот такая ситуация. Пойдем. Пойдем. Ее муж мерк пиздесом вали. Сейчас варят. Eu când v-am zis anul trecut că trebuie să anticipate, că zvii cineva care măcar înțelege și trebuie să facă, și trebuie să facă, nu a venit nimeni. Să ne prăiedem, da? A? По краю там через болото, просто чтобы не обвалился край, надо там быстро проезжать. Când spuneau și spuneau, că băi, că nu face tu presiune asupra lor, trebuie lăsat pasul cu un an la guvernare, chii sunt groape, slichi și rating. Voi, băieți, voi, policieni, așteptați că sunt groape ratingul pas până la anul. Știi, păi trebuie să ne mai conduc un an de zile. Așa îmi spuneți voi, vara, da? Da, aici, băieți, ați fi îngropat și distrus țara. Dumneavoastră nu vă imaginați pe câte străzi din Chișinău a să avem surprize oribile în timpul apropiat. Că apa tot timpul îți găsește drum. Și apa tot ce o spălat pe sub străzile, pe mai mulți străzi din Chișinău, asfaltul, când a să înceapă a prăbuși străzi întregi în Chișinău și în alte localități unde a fost nebuneala asta de potop, cum zicea mămânia, înțelegeți? Voi ați vedeți și ne așteaptă. Eu am scris ieri, am văzut prim-ministrul României cu ministrul din interne la Galaz, ministrul din interne Cehii, Poloniei, cu prim-ministri, la fața locului și mai departe. Uitați-vă, poftim mai departe. Ia ca apa sfărât. 100 de metri merge pe sub asfalt, pe urmea căpișa tătă iesă frumușel. Și uitați-vă și zvizdeți aici. Deci, ia ca s-o tras gospodari gazul,
și nu o trambuie după dânșa, aici cineva vinde terenuri ladă. Uitați-vă, pe jumătate plină cu namâl, poftim, podstanția lucrează. Nu știu câți kilovați are, dar are foarte mult. Poftim, podstanția, uitați-vă, care lucrează, aici sunt 380, plin cu apă și namulit. Ea îți trebuie dezgropată de la început. Eu nici nu închipui și adâncime și la namol. Înțelegeți? Asta cineva la noi s-a făcut. Ei nu știu că podstanția asta trebuie ridicată când a fost instalată și măcar jumătate de metru deasupra. Văd că ei și-au făcut fundament din beton să nu o spele în general în iaz, dar să-i duc capul, să o ridic cu jumătate de metru, dar mai bine cu unul să facă scări. Nu i-o dus capul. Și aici podstanția asta, cu gazul ăsta care vine de al, ia că acolo, când într-o zi, să țineți minte, Doamne ferești, cine așteaptă pe noi. Și aici și în alt localitate. Of! Iată, asta sunt realitățile noastre. Înțelegeți? Când astăzi fiecare construiește cum vrea, fiecare cum vrea trage gazul, fiecare cum vrea pune podstanția de lunină, de atâta că ei s-au gândit că să ridici podstanția asta sus, trebuie de mai cheltuit vreo 2-3 cuburi de beton. Și s-au gândit, nu, las că aici proștia să cumpere pământ, glavnă să vindem terenurile. Înțelegeți? Cât e vândut aici. Unde vă aflați? Vatra, orașul, municipiul care face parte a municipiului Chișinău. Drumul deja tăs l-ați văzut. Ce să fac mâini? Să eu și eu ca agrarienie să mă duc să mă sui cu Land Rover-ul pe scări? Eu pentru asta Land Rover nu trebuie. Să-mi cumpăr un GAZ-66, să-mi cumpăr un catoc. Mâine scriu o cerere la Comisia Electorală Centrală, rog colegii care mă privesc la partid, am juiș, băieți, pregătiți o solicitare pentru Comisia Electorală Centrală, anexați video ăsta, vă rog frumos, și scrieți că, băi, acolo e o situație unde poate să rămâne sute de oameni care trăiesc în zona asta blocați. Drumul spre Bușești. Autoritățile nu fac nimic. USAT îi hotărăște problema asta în timp de o zi. Numai că să informăm că aici ar trebuiască de cheltuit, cred că, mai multe sute de mii de lei, cu tot, cu tehnic, cu transport, cu dus, cu... Și mă, eu știu cum să o fac încă o dată. Doar ce cu spui că astăzi este o situație excepțională, că a fost potop în țară și n-aveți grijă că pentru acest lucru, din cauza situației excepționale, USAT-ul nu o să fie exclus din curs. Și azi vă arăt USAT-ul cum lucrează. Ca timp și ca calitate și ca presă. Sigur o să fie mai ieftin decât o face guvernarea. De-am demonstrat-o și azi vă demonstrez șactele cu stațiile de autobuz al USPN-ul, care costă în două ori mai scump camele. Numai camele sunt făcute din inox, cum moldovenii zic, din nerjaveică și sunt veșnici. Înțelegeți? Croci. Ребята, аста тет и трис, шурит, венко дат вас пон. Я мерг акума, сума приготеск, пентру эмиссиюня ку домну Гонса, для Орли 2000, дар воу ва рекоманд, малес, челор для гувернари, привит эмиссиюня десара, к антребаря, каре усубопун ее десара думневастр, есть и мулт май гравы, decât această groapă și de fapt că voi sunteți bizdelnici. Eu o să-i demonstrez că voi sunteți oameni tare răi. O să-i demonstrez că subiect și predicat. Și mizerii voi faceți astăzi la moment și mizerii pregătiți în această campanie electorală. Unde mai mult arată că e dur domnului campanie, că azi în loc de să te duci, să faci concurs de idei, de inițiative, să vedem și poate fi implementat din țările care au avut succes la noi în țară. Să faci alte lucruri. Noi astăzi, cu părere de rău, trebuie să ne ocupăm de securitatea noastră. Eu vorbesc de mine ca candidat și
celălalt e de pe care vorbim seara. Vă cuprind pe toți stimați cetățeni, aveți grijă de voi, мы совсем тихонечко разберемся. Или очень быстро. Хадис, банку принц Питос, не видим десарла, орли до зеро-зеро. Пока.